Bine v-am regăsit, dragilor, sunt Adi Măniuțiu de la EM360 și în episodul de astăzi aș vrea să vă vorbesc despre un moment foarte important pe care cred că îl urâm cu toții și cu toții am vrea să-l evităm, acela în care trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să dăm drumul, să renunțăm la ceva. Momentul acela în care trebuie să spunem un stop, un stop loss, dacă vreți. The time to let go. Se întâmplă uneori în relații, între oameni, se întâmplă de foarte multe ori în afaceri care, chiar dacă ar fi avut toate premisele teoretice să funcționeze bine, nu funcționează bine și atunci există un moment în care trebuie să te rupi. E foarte important când lucrurile încep să nu mai meargă așa cum vă imaginați și după ce ați depus toate eforturile necesare pentru a le face din nou să funcționeze, dar din păcate fără succes, să vă fixați acel punct din timp. Există un miraj al încăpățânării și dacă nu reușiți să identificați corect și la timp momentul în care trebuie să renunțați la un business, pur și simplu momentul în care trebuie să-l îngropați, riscați să vă dați cu capul de perete cu 200 la oră și poate să nu vă mai reveniți niciodată. Da? Adică una e un faliment la momentul T1 și alta e un faliment la momentul T1 plus 5. E mult mai grav și poate să fie mult mai costisitor, traumele pot fi mult mai mari, sociale, psihologice, nu doar cele financiare. De-aia spun, dacă lucrurile încep să meargă prost, acceptați acest moment din start, că acest lucru se poate întâmpla. E foarte util, chiar ajută, mi s-a întâmplat să trec prin astfel de momente în care să trebuiască să renunț la un business, deși credeam că are toate, absolut toate aturile de a fi un business bombă. Credeam că o să ne îmbogățim cu toții, că toți cei implicați vor ieși după aia cu ghilimele de rigoare la o bine meritată pensie timpurie. Ce vreau să vă spun este că acel punct trebuie fixat din start. Trebuie să știți de la început că dacă depășiți un anumit nivel, trebuie să renunțați. Și spuneam că trebuie să faceți asta înainte pentru că mirajul acesta, încăpățânarea asta de a merge mai departe cu orice preț, nu vă lasă să mai gândiți cum trebuie în momentul în care lucrurile încep să devină dificile. Dacă vreți și puteți compara asta, este cu ceea ce se întâmplă într-un casino atunci când un jucător pierde, dar își dublează de fiecare dată mizele în speranța că va câștiga mai mult. E bine, lucrurile astea nu se prea întâmplă, mai deloc. Și nu face jucătorul ăla, nu face decât să iasă și mai falimentat din toată povestea asta. Pe când, dacă ai avea o strategie în care ți-ai spune, dacă lucrurile încep să depășească acest nivel, orice ar fi, eu, cel de astăzi, îmi transmit un mesaj mie, celui din viitor, spunând, domnule, dacă atingi acest punct, înseamnă că nu mai gândești clar, dacă nu te-ai oprit deja, oprește-te, fă-o. E foarte important pentru că, da, uneori lucrurile merg prost. E bine să iei o pauză, aștepți un pic și le reiei, le refaci. N-ai decât după un an, doi, după 6 luni, după 8 luni, poate mai încerci, dar e foarte bine să tragi o linie și să spui stop loss. It's time to let go. It's time to do something else. Succes, sper să nu vi se întâmple, dar fiți pregătiți dacă cumva ajungeți în acel punct.